Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Să vedem, da, nu știu. Elucidă misterul ăsta. Să întrebăm algoritmii de inteligență artificială, știi? Da. Le dăm informații și ei spun care ar putea fi. Nu, a avut un concurent, are situația asta, ce ar putea să fie, doamna? Uh-huh. Că n-are voie să vorbească și n-are voie nici să spună, aoleu, nu vreau să vorbesc despre ea. Da, da, da. Da. Oricum, algoritmii ăștia de inteligență artificială, eu am senzația că ei sunt precum... Era internetul, știi, prin anii 90, când de-abia apăruse 95-2000, toată lumea se gândea, domne, extraordinar, toate cunoștințele omenirii sunt la un click distanță, putem să aflăm orice, să... o să fim mai inteligenți, mai deștepți, o să... și a apărut TikTok. Înțelegi? A apărut Facebook și cam acolo suntem. Adică așa ești cu inteligența artificială. Hai mea, că au apărut și de-astea tip Wikipedia, unde înainte ca să afli o informație pe care acum o găsești trebuie în două secunde, da, pe Wikipedia, da, trebuia să-ți notezi pe ceva. Sigur că ele să afli în cam ce cărți ai putea găsi informația aia, să te duci la bibliotecă, adică era un efort care dura o viață. Eu nu spun că aceste informații nu există pe internet. Spun că lumea pare total dezinteresată. Aia e altă discuție. În general, nu spun de cazuri particulare. Nici la bibliotecă nu mergeam toți. Da, iată, deci prea multe nu s-au schimbat. Nu mergeam. Și acum cu inteligența artificială, la fel, lumea zice, extraordinar. Cercetări medicale o să fie... Da, și rezultatul e că se copiază texte cu ChatGPT să scrie teza la română și produce ăla niște mizerii de texte. Niște nu neapărat, am văzut și lucrări foarte reușite. Eu n-am reușit să văd. Eu am fost curios. L-am pus să redacteze texte, să nu știu ce, nu știe, domne. Păi stai, este puțin praf. Deci nu pot să... Nu, este o mizerie de... Tu te uiți și altfel la ele. Acum ce vrei, să scrie beletristică? Să scrie frumos, să scrie bine, să scrie sintetic, să scrie original, să scrie spectaculos, cu metaforă, cu atitudine, cu... să scrie memorabil. Păi dracu, e o mizerie. Ai văzut vreo scriere de-a mea? Nu, dar chiar aș dori. Să vedem unde mă așez. Da. Dar poate fi folosită la diverse lucruri. Inteligența artificială... Deci a apărut, citesc, a apărut un algoritm de inteligență artificială care promite că o să traducă ce spun porcii. E, asta da. Veste. Pentru noi, poporul român. Eu știu român. Că sunt unele femei care înțeleg foarte bine. Da. Porci. Da, cu algoritmul ăsta, în sfârșit, o să poată să spună porcule, justificat, nu doar pe bănuieli, că se va înțelege. Justificat, ficat. Oamenii de știință, fii atent, de startup.ro scrie că oamenii de știință de la universități din Danemarca, Germania, Elveția, Franța, Norvegia și Republica Cehă, ce consorțiu de cercetători, au folosit mii de sunete înregistrate de la porci în diverse scenarii, inclusiv în timpul jocului, izolării, competiției pentru hrană, pentru a descoperi că mormăiturile, grohăiturile și țipetele dezvăluie emoții pozitive sau negative. Deci, practic, s-au dus pe stadioane, cred. Da, nu ți-a plăcut asta, bine. Algoritmul a demonstrat că porcii ținuți în ferme în aer liber, cu creștere liberă, cu hrană organică, cu posibilitatea de a se plimba și de a săpa în pământ, produc mai puține sunete de stres decât porcii crescuți în mod convențional. Bă, cât costă cercetările astea? Adică cât investești? Da, cât am mai coproducția? Că da, exact. Băgați, da. Ca să descoperi că porcii pata negra, care trăiesc prin pădurile din Spania și umblă prin... Sunt veseli. Da, prin păduri de stejar și papă ghindă. Decât aia care sunt închiși în cușcă, adică... O... Da, nenorociții. Deci cât costă cercetarea asta? Că și noi de ce nu participăm la asta, asta de cercetări? Cum poți să te alături cercetării? Că ăștia s-au alăturat cumva, adică păi noi fiind, au început unii și au zis, elvețienii au zis, da, am înțeles că studiați grohăitul? Foarte interesant, am vrea să ne băgăm și noi. Deci noi fiind în radio, eu am reportofon. Aș putea să nu vor să studieze, de exemplu... Eu sunt fan porc. Da. Cântecele cintezoilor în pădurile carpatine. N-au nevoie de înregistrări. Să financeze înregistrări cu cântece de cintezoi în toate anotimpurile. Dacă te adresezi unde trebuie, da, se poate face. Și ca să nu fie prea, adică să economisim banii de deplasare, cântece de cintezoi în pădurile din jurul cartierelor din Corbeanca. Dar mai simplu te duci în... Mă duc cu bicicleta, înregistrez cât vor ei dacă mă finanțează. Știi? Porumbelul citadin și poftim. Porumbelul extravilan și porumbelul de colivie, ca să, da, ai... Asta e. Și cercetătorii au mai descoperit că mormăiturile scurte ale porci, că sunt lungi și sunt scurte. Porcii mormăie, știi? Dar cred că asta e... scurte? Nu știu dacă e mormăitură sau grohăi. Nu că mormăie, dar în fine. Grohăiturile scurte indică de obicei emoții pozitive, în timp ce grohăiturile lungi semnalează disconfort.
cum ar fi atunci când porcii se împing unul pe altul la hrănitoare. Eu am auzit niște mormăituri de-astea lungi la All Inclusive, nene, la hrănitorile de la All Inclusive, sunt niște mormăituri lungi, acolo ceva de speriat. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.